За что был задержан полицией? За грабеж. Что ты ограбил? Дом. Как ты вошел в дом? Через окно. А как ты знал, дома есть кто-то или нет? Не знаю, просто зашел. Как ты вошел, как ты проник? Перелез через забор. Дальше? Сломал окно и зашел. Чем? Руками. Что ты взял оттуда? Цепочку только взял и все. Цепочку только? Да. И где тебя полиция задержала? Сразу, когда перелез через забор, побежал. Не купил care vagabondează sau cerșește, nu este expus faptul să nu săvârșească o infracțiune. Desigur, întâlnim cazuri când copiii, din lipsă de afecțiune, nimeresc la noi. Fie că nu au ce mânca, fie că să ajunge într-o situație când au prea multe trimise de către părinți și din cauza că își găsește un prieten și prietenul acesta îl motivează să meargă la o viață stradală, respectiv nimerește în spațiul infracțional. Ajungând în aceste circunstanțe, își ferm că pentru prima dată lui pare că aceasta este o glumă, după care el nimerește și a doua oară, și a treia, dacă el nu este stopat la moment. Ceea ce ține de lucrul nostru, psihologilor în cadrul centrului, aș vrea să comunic că acel copil care este plasat la noi, nemijlocit merge pe mâna psihologului în birou de reabilitare, psihologic, și cu acest copil se duc diferite discuții psihoprofilactice, respectiv se organizează diferite consilieri psihologice pentru reabilitare și nemijlocit, chiar de la plasare, se înfăptuiește un examen psihologic astfel să determinăm numai cauzele care au dus la ceea că el vagabondează, cerșește sau comite careva infracțiuni, dar și acele cauze care l-au influențat să meargă la această cale. Referitor, dacă să vorbim de ce anume el comite, am spus anterior că adică sunt diverse cauze, dar la bază ar fi viața grea a părinților, pentru că în majoritatea cazurilor avem copii din familii dezorganizate, unde copilul nu numai că nu are afecțiune, dar nici măcar nu știe cum ar putea să-și organizeze o viață pe parcurs. Părinții nu dau un exemplu copiilor lor. Părinții nu au de lucru și respectiv de lipsă de finanțe, de lipsă de activitate și copilului îi place să ia același mod de viață.